Vă salut, băieți, și bine v-am regăsit la un nou agrovlog. Am venit de dimineață în județul Timiș, mai exact la Titan Machinery. Avem aici niște tractoare de la Case. După cum știți, noi am mers pe John Deere, dar după cum am văzut, sunt destul de bune și aceste tractoare. În spate mai avem combina pe care o să ne-o și prezinte, 6150 de la Case. Imediat o să înceapă instruirea, dar ce mi-ar mai trebui mie de aici, uitați, se bine arată. Sunt și puțin mai mare ca și cel pe care l-avem acasă. Ăsta nu trebuie să lipsească din nici într-o fermă. Și chiar mi-aș dori să am unul nou, dar probabil pe viitor o să cumpărăm. Mai avem aici în dreapta, dar nu vă mai arat că trebuie să ai mulți bani să-ți cumperi ce mai este pe aici. Dar nu mai mulți bani ca și aceste utilaje. Mai avem și un plug cu 5 trupițe, lângă o remorcă cu roata 5-a de 18 tone. Acolo avem un rotolon pentru irigat. Cel mai mare tractor pe care l-au aici la Titan este un Case de 340 de cai. Brațe pe față. Este mai mare ca și, cum se pare mie, nu știu, dar cred că puțin este mai înalt ca și un seria 8R de la John Deere, dar roțile sunt sigur mai late pe spate. Mie îmi plac și case-urile. Chiar modele noi le-am făcut foarte, foarte frumoase. Și din față. Avem pe el și camere de filmat, față-spate, faruri cu LED. Mi-a dat băiatul de aici și cheile de la case-ul de 340 de cai. Are o tabletă imensă, face foarte mult cum arată. Și comenzile ce le avem aici, zici că suntem un BMW, exact așa avem și la seria 5. Nu prea mă pricep un case. E prima dată că mă urc într-un model din asta mai nou. Dar nu poate fi foarte complicat față de John Deere, ne învățăm rapid. Foarte bună calitate și la interior. Uitați și cursăturile pe volan. Chiar îmi place foarte mult cum arată. Sunt fan John Deere, după cum v-am spus, dar îmi place mult și case. Să vă filmez și scaunul. Roșu frumos, exact ca la combina, la pasagerul din stânga. Boxe aici frumos sus. Chiar îmi place. Super, super. Oglinzi mari. We'll be right back.
să intrăm înăuntru la un curs de training pentru această combină 6150. Pe mijloc e rotorul, pe laterale sitele. Dacă pe laterale nu avem boabe, e clar că ne pierde rotorul. Bun. Mai e varianta aia ca să, de exemplu, să verifici doar rotorul. Deschizi sitele la maxim. Ce vei găsi pe jos e 100% doar de la rotor. Clar, sit atunci nu mai pierde. Înțelegeți? Da. Da, da, mergi un pic, îți bagă mizerie în buncăr, dar știi în spate ce pierdere ai, de unde ai pierde. Am pierdere rotor. Și atunci te joci cu rotorul. Cu, mă rog, rotorul, cu viteza de înaintare, cu îngrătarele. Da? Și să fac zonele, da? Pui trei tăvi. Ai stânga, ai dreapta și ai mijloc. Da? Și aici o să vă arăt, o să vă spun, este de o aplicație, unde putem în aplicația aia să ne reglăm combina sau avem un calculator de pierdere, cum să și ne calculăm și știm exact cât la sută avem. Grătarele acum sunt tăiate în două. Deci înainte aveai 3 grătare în față, 3 grătare în spate. Acum ai 6 grătare în față și 3 grătare în spate. Deci astea din față le-au tăiat în două. Gaură pătrată, ovală și blindată. Nici aia blindată nu venea la combina mică înainte. Acum vine un kit care se montează pe grătar și poți să blindezi. De obicei se folosește la rapid, la floarea soarelui. Când e floarea soarelui, dar când se montează blindatul, pe ultimul și pe penultimul, să țineți cont că nu vă mai indică nimic senzorii de la pierdere de la rotor. Să nu mai pică nimic pe ei. Și atunci, cea mai bună verificare e te duci și te uiți în spatele combinei.
a fost și agrovlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Între timp am ajuns acasă, ne-am schimbat, am venit să vedem și porumbul cum se prezintă. Arată chiar foarte bine, a plouat în zona noastră undeva la 70 de litri pe metru pătrat. Recolte bogate, sper că a plouat și la voi, numai bine, v-am pupat, pa!